Noi, în primul rând, trebuie să vedem dacă pe suprafața obiectului sunt careva urme. Miercuri dimineața, ușile Inspectoratului de Poliție Căușin s-au deschis pentru elevii claselor primare a două instituții școlare din oraș. La început de an școlar, învățătorii și-au propus să familiarizeze elevii cu principalele reguli de siguranță rutieră și au adus copiii în fața oamenilor legii. Cu ce se ocupă polițiștii? Cam cum credeți voi noi cu ce ne ocupăm? Ce facem noi? Poliția mai are grijă ca să nu lovească copiii și arată semne. Așa, adică polițiștii stau la intersecții. Acum spuneți-mi, cum traversăm zebra? Când traversăm strada cu bicicleta, trebuie să ne dăm jos de pe ea și să apucăm de ghidon și când am traversat strada, putem să ne urcăm înapoi pe bicicletă. Când traversăm zebra, noi trebuie să fim atenți. Ne uităm în dreapta și în stânga, punem un picior și ne uităm. Dacă toate mașinile s-au oprit, traversăm. Nu trebuie să urci pe bicicletă până la 14 ani și circule pe stradă. Pe stradă, așa, pe traseile, pe locurile publice. Cu bicicleta pentru copii trebuie să se dau pe trotuar și se joace la parcuri. Rând pe rând, copiii au fost invitați să răspundă la câteva întrebări provocătoare. De anul trecut până anul ăsta eu ceva am uitat. Haideți să vedem care sunt culorile semaforului. Roșu. Roșu, galben, verde. Dar nu e albastru? Nu! Cunoaștem că acum s-a mărit numărul de mașini și este pericol pe stradă. Atunci când vrem să traversăm strada, când ne deplasăm spre școală. Trecerea de pietoni și alergat. Corect. Aici avem trecerea de pietoni, așa. Copilul ce trebuie să facă? Trebuia să se ducă la trecerea de pietoni, să ajungem la mijlocul traseului, facem puțin popas și ne uităm din partea opusă. Dacă conducătorul mijlocul transport, la fel încedează trecerea. Sunt unii conducători care se grăbesc din sensul opus când vin. Deși nu au nici 10 ani, picii au răspuns cu seriozitate la întrebările oamenilor legii. Dacă spuneți rog, cum trebuie să fie un biciclist echipat? Cum trebuie să fie echipat? Cu cască, da? Da. Da, și încă? Cotiere. Cotiere. Aha. Genunchiere. Încă? Și cască. Cască. Și asta ce este? Iată asta ce este? O vestă reflectorizantă. Dar ce-a spus? Un element ca să aibă copilul un element reflectorizant, așa? Pentru ce ne servește acest element reflectorizant? Noaptea. Aha. Dar copiii noaptea au dreptul să circule pe drum. Nu. Aha. Înseamnă că la ce ne trebuiește vesta? La părinți. La părinți, da. La copii tot ne trebuiește vesta atunci când suntem pe bicicletă. Inspectoratul de Poliție Căușeni este o instituție cu care noi avem un parteneriat durabil de ani și o ducem o colaborare foarte frumoasă și am venit anume astăzi la acea sărbătoare, fiindcă am fost invitați, dar și din considerentul că de pe 11 septembrie în liceul nostru a demarat decada regulile de circulație rutiere și în colaborare și parteneriat cu Inspectoratul de Poliție și Școala UCA din Căușeni, noi acum informăm copiii despre reguli de securitate la trafic și am venit aici să vedem pe viu niște reguli, fixăm niște cunoștințe, niște competențe, ca pe viitor copiii să fie protejați. La moment avem 450 de elevi, aceste lecții au loc în toate clasele, 1-a, 12-a, la managementul clasei, dar și la lecțiile ce țin de educație pentru societate și toată săptămâna de cadă demarează pe tot întreg liceul. Vine, preconizăm chiar să venim cu o manifestație de totalizare în fața cu un careu, să vedem unde mai avem lacune și la ce capitole mai avem de lucrat. Această interacțiune directă cu polițiștii a permis copiilor să înțeleagă mai bine eforturile acestora în menținerea siguranței publice și în combaterea criminalității. Când cineva face ceva rău, poliția vine și ia amprenta și vede cine a făcut asta. Da, dar voi ați observat, da, din ce este format o amprentă? V-ați dat la digitalele voastre? Da. Da. Și ce se vede acolo? Linii. Linii. Da, ați încercat să faceți cu colegii voștri? Da.
Un alt aspect important al evenimentului a fost promovarea colaborării dintre Uniunea Conducătorilor Auto și Poliție. În momentul dat, orașul Coșani este destul de periculos, sunt foarte multe vehicule, șoferii, aș zice, sunt nedisciplinați în unele cazuri, nu toți, e clar că sunt care se asigură, dar mai ales la trecerile de pietoni, multe cazuri sunt cu copii, accidente rutiere, cu decesuri și e clar că viața are prioritate și noi trebuie întotdeauna să avem grijă de micuții noștri copii. Noi fiind ca organizație obștească de 50 de ani de activitate, ne ocupăm în deosebi cu siguranță traficul rutier în rândul copiilor. Eu socot că asta e un lucru foarte benefic pentru toată țara, în deosebi și pentru raionul Căușeni, fiindcă pe an, așa să iei, este o statistică că se duce aproximativ o clasă pe Republica Moldova, dispare din auditoriu, da? Asta copiii în vârstă preșcolară, unde noi trebuie să ne ocupăm de mici copii cu ei, privind siguranța traficului rutier. Vă reamintim că periodic elevii instituțiilor de învățământ din raionul Căușeni efectuează excursii în cadrul Inspectoratului de Poliție cu scopul consolidării cooperării între comunitate și forțele de ordine.